de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni! Ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru mulți care mai lucrează în România, care mai au locuri de muncă, care nu sunt trimiși acasă să lucreze de acasă sau să, mă rog, să presteze activități de acasă. Este și ultima zi din săptămână de campanie electorală și vinerea dimineața v-am obișnuit să vină reprezentanții unui partid un pic mai mic, dar destul de agitat, așa el, în activitate. Neamț s-a făcut remarcat în alegerile locale prin faptul că a fost într-o alianță cu Partidul Social Democrat. Este vorba despre Partidul Puterii Umaniste Social Liberal și în Neamț astăzi este reprezentat de președintele organizației locale, domnul Laurențiu Dulamă. Bună dimineața! Organizația județeană. Județeană, mă scuze. Locală tot. Deci când am spus președintele organizației locale, m-am referit la județ. Regiunea Neamț. Pe județul Neamț. Mulțumesc. Bună dimineața telespectatorilor și celor care își beau deja consacrata cafea de dimineață aici la Mesagerul, la domnul Bălănescu. Care nu face rău celor care privesc. După cum vedeți, și căluțul meu bea o cafea acum, să știți că e... Mă rog, știți cum e, calul trebuie să știe unde să-l priponești. Deci mai este un cântec celebru al unui folchist, dar nu pot să-l cânt aici, dar poate o să reușim în emisiune. Alături de președintele organizației locale județene, domnul Laurențiu Dulamă, este doamna profesoară Ionela Cataramă, candidat pentru Camera Deputaților din partea aceluiași partid. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Pentru mine este prima dată că servesc cafeaua cu dumneavoastră aici, o onoare și vreau să spun că este și foarte bună. Și vreau să vă spun că nu va fi ultima dată, că ne vom mai întâlni. Sperăm, mulțumim! Da. Deci... Este vineri și nu pot să îl las să scape domnul Dulamă până nu ne povestește, pentru că și asta face parte din viața unui partid, despre ședința de ieri a Consiliului Județean. Aveți, din câte știu eu, doi oameni în Consiliul Județean în momentul acesta. Da, mulțumesc că mi-ați ridicat din nou mingea la fileu. Domnul Laurențiu Dulamă, fiind un jucător de tenis de câmp, cunoscut la vremea respectivă, acum a mai încetinit reflexele, dar se descurcă și acum. Deci mingea la fileu, domnul Lama. Vă mulțumesc. Așa cum spuneați la începutul emisiunii, ați făcut o introducere a unui partid mai micuț, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Aș fi vrut să vorbesc despre întreaga săptămână, dar pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu cu ședința de Consiliu Județean de ieri, care a avut loc online, vreau să vă spun că Partidul Puterii Umaniste este reprezentat în județul Neamț și reprezintă interesele cetățenilor și nemțenilor și pietrenilor, implicit prin cei doi consilieri, ceea ce reprezintă undeva peste 7% din opțiunea electoratului din județul Neamț, deci nu suntem un partid chiar așa mic și probabil că această cifră 7 cred că ne urmărește așa, noi cei care avem semnul electoral CALU pentru alegerile din 6 decembrie, să știți că ne găsiți pe poziția a 7-a. Deci cei doi consilieri cu 7% din opțiunea dumneavoastră, stimați spectatori, suntem prezenți în ședințele Consiliului Județean pentru a interveni dacă este cazul și pentru a lua act de acele hotărâri care sunt în interesul dumneavoastră. Și aici aș vrea să vă spun în câteva cuvinte ce s-a întâmplat ieri la ședință. Au fost două hotărâri de Consiliul Județean în care toți cei prezenți acolo, preambulul de partide politice, unele mai vechi în state, altele foarte noi apărute în Consiliul Județean, acele hotărâri la care nu s-a ajuns la un consens. Și aici aș vrea să punctez un pic pentru cei care ne urmăresc în această dimineață de vineri
Și să vă spun că noi cei doi consilieri din Partidul Puterii Umaniste nu am fost de acord cu acele opțiunea lor, ca să pot spune așa, și acele modificări a hotărârilor inițiale. Și aș vrea să mă refer în primul rând la proiectul de hotărâre 7, care, vedeți, iar are cifra 7, exact acea cifră care o să o găsiți pe toate buletinele de vot, atât la Camera Deputaților cât și la Senat. A fost o hotărâre 7 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele investiții care de interes public, bineînțeles, care ar fi trebuit să aibă loc. Și mă refer aici, în primul rând, la investițiile care trebuiau să se obțină avizele, trebuia să se obțină finanțarea, exista deja, deci asta este un lucru foarte interesant pentru că erau prinse în buget, pentru Spitalul de Neuropsihiatrie Roman, deci investiții la Roman, pentru DGASCP Neamț prin căminele de copii care cu siguranță așteaptă acele investiții și bineînțeles și pentru căminele de la Târgu Neamț, Războieni sau Oșlobeni. Deci sunt investiții pe care cei din Consiliul Județean probabil că într-un exces de zel ca prima ședință cu... Asta vreau să spunem că este prima ședință a unui consiliu nou cu consilieri noi care... Așa cum el a început, stau și citesc o parte dintre ei, cel puțin. Da. Eu vreau să punctez puțin că așa cum probabil o să mai vadă noi consilieri județeni proiecte de hotărâre apărute de pe o zi pe alta, nu este neapărat vina aparatului de specialitate, ca să pot spune așa, din Consiliul Județean și aș vrea să fiu alibiul lor în totalitate, pentru că știu cum se muncește acolo timp de aproape 5 ani am stat alături de ei și le mulțumesc pe această cale colegilor atât de la parter până la etajul 4 în clădirea Consiliului Județean. Pentru că aș face o glumă, ați cunoscut toate etajele. Mai puțin. Adică am cunoscut și etajul 1, să știți că am avut treabă și pe la prefectură. Am cunoscut chiar toate etajele. Deci sunt proiecte de hotărâre care apar datorită finanțărilor și a proiectelor europene de pe o zi pe alta. Am auzit ieri în intervențiile online a colegilor mei consilieri județeni că, dom'le, n-am avut timp să mă uit pe 750 de pagini. E adevărat, poate nimeni nu poate să parcurgă într-un interval de 10-12 ore atâtea pagini cu un interes real. Dar trebuie să punctez pentru cetățenii care probabil nu sunt în cunoștință de cauză că aceste proiecte de hotărâre au în substrat un element definitoriu prin care își pot face o imagine ce reprezintă acest proiect de hotărâre, unde se duc banii, pe ce se duc banii. Noi nu am ajuns la acel consens, s-a văzut și o majoritate, eu știu, puțin absurdă dacă ținem cont de alegerile care vor veni pe 6 decembrie și aici este bine de tras un semnal de alarmă pentru toți nemțenii care cu siguranță vor vota Partidul Puterii Umaniste, pentru că venim cu oameni noi și cu un alt concept și cu siguranță colega mea din platou vă va spune mai multe. Vreau să vă spun că am văzut un consens pe investițiile ce trebuiau realizate în județul Neamț, atât din partea stângii cât și din partea dreptei. N-am să dau nume de partide pentru că suntem pe un spațiu a Partidului Puterii Umaniste, dar cu siguranță cei care urmăresc cafeaua de dimineață de luni până vineri pot face la sfârșit de săptămână un rezumat și o finalitate a opțiunii de vot. Pentru că de asta am venit în fața dumneavoastră și de asta încerc să prezint din postura de președinte a Partidului Puterii Umaniste echipa Partidului Puterii Umaniste cu care am plecat la luptă de acum două luni chiar, nu chiar de acum două săptămâni, sau așa cum am văzut pe străzile atât din municipiul Roman, din Bicaz, din Târgu Neamț și din Piatra Neamț, începând de ieri sau de alaltieri. Noi am făcut și încercăm să luăm contact cu cât mai mulți alegători din județul Neamț și aș vrea să vă spun că continuăm această campanie, indiferent că afară sunt minus 2 grade sau 1 grad sau 0 grade, o să ne vadă oamenii atât în zona Romanului, Târgu Neamț, zona Roznov, cu siguranță în Piatra Neamț mult mai mult. Și bineînțeles că spre sfârșitul acesta de săptămână vom fi prezenți și pe Valea Muntelui, tocmai în îndepărtata Borcă, pentru că și acolo sunt oameni care iubesc
calul, ca să pot spune așa, iubesc într-adevăr nemțenii care vor să facă ceva pentru nemțeni. Da. Mai repetați o dată care au fost acele proiecte ca să se... Deci este vorba de proiectul 7 pe ordinea de zi. Dacă aveți spectatorii și cei care ne urmăresc cu siguranță online pot accesa site-ul Consiliului Județean și vor vedea că a fost un proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru investiții de interes național. Și acolo au fost niște subpuncte care, curios, în ședință de comisie, toți membrii partidelor au votat în unanimitate acel proiect de hotărâre, deci s-au dat avizul comisiilor. Când am intrat în plen online, s-a propus să se voteze pe capitole sau pe subcapitole. Și la câteva din acele capitole ei au găsit de cuvință, deși, așa cum am spus, există riscul și e bine de știut pentru toți cei care ar fi beneficiat de aceste investiții. Și vă dau doar un singur exemplu, domnul Bălănescu și telespectatorul. Era vorba de un rezervor de apă la Spitalul de Psihiatrie Roman, care era o cerință obligatorie a celor de la ISU, deci nu neapărat. Noi nu mai ne conformam și am găsit bani în bugetul județean să putem realiza această investiție. Din păcate, nu știu dacă timpul va mai permite să se poată folosi acești bani până la sfârșitul anului. Cu siguranță se vor mai face ședințe, deși alegerile bat la ușă și probabil că cei de la Spitalul de Neuropsihiatrie Roma și cei care beneficiază în primul rând de acel rezervor de apă până la urmă care îți salvează viața, ca să pot spune așa, și repet, obligația celor de la ISU era și o condiție obligatorie ca să existe acel rezervor de apă, se va realiza printr-un consens a consilierilor județeni aleși. Cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că alegerile din 27 au trimis în Parlamentul Județean, cum îmi place mie să spun că suntem în preajma alegerilor parlamentare, oameni care le apără interesul. La ultima ședință se pare că nu a fost așa și îi rog pe toți cetățenii care ne urmăresc și probabil că această emisiune va fi distribuită masiv să își schimbe opțiunea de vot și să meargă spre acei oameni care într-adevăr vor să creeze acel interes național și județean prin hotărârile și prin ceea ce se face, nu neapărat prin ceea ce se contrează, ca să pot spune așa. Haideți să părăsim Consiliul Județean, să mergem în județ. Mi-ați spus că de 2 luni sunteți în campanie. Ați stat, fiind în campanie, probabil de vorbă și cu oameni. Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă cetățenii în viziunea dumneavoastră după aceste întâlniri? Și vă rog să... Deci aș vrea să mulțumesc în primul rând cetățenilor care la un impact electoral, așa cum sunt obișnuit de 30 de ani, au avut o reacție mai mult decât pozitivă, chiar dacă termenul nu este de mare interes în aceste condiții de pandemie, dar oamenii au fost foarte receptivi la apariția acestui partid, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Le-am explicat oamenilor prin candidații noștri, pentru că să știți că n-am fost singur, tot timpul am fost într-o echipă de minim 6-7 oameni, din care 5 obligatorii eram candidați atât la Senat cât și la Camera Deputaților. Și vreau să vă spun că oamenii sunt total nemulțumiți, în primul rând, de aceste condiții din momentul de față și toți ne spuneau că alegerile din 6 decembrie nu ar fi trebuit să aibă loc și ar fi trebuit mutate la primăvară sau poate chiar nu martie, poate chiar aprilie, pentru că și timpul nefavorabil. Și acum să vă mai spun ceva, oamenii mulți ne-au spus, domne, nu mai putem răci acum, nu mai putem avea o simplă gripă pentru că imediat suntem identificați cu acest COVID care ne omoară. Asta a fost în principal. Iar a doua condiție care ni s-a pus în momentul în care alegătorii, intrând cu noi cei de la Partidul Puterea Umanistă în comunicare și în relații, ne-au spus, cred că peste 90%, că copiii lor stau acasă și că școala nu trebuia închisă. Toți îmi dădeau acel exemplu, nu e posibil ca în mijloacele de transport închise, în acele magazine, supermarket de mare amploare să,
să stea oamenii, iar într-o sală de clasă să nu pot veni copiii noștri să învețe. Și fac o mică paranteză și cu asta am să-i dau cuvântul. Asta vreau să întrebăm pe doamna profesoară. Fac o mică paranteză și să vă spun că acum, cred că 42-45 de ani, când eram elev, noi fiind cei din generația 67-68 Ceaușei, când ne-am intitulat decreței, cum spune Ion, era foarte bine, acei decreței eram la un moment dat, cred că 9 sau 10 clase la școala 3, cu câte 44-45 de elevi. Într-adevăr, dacă în momentul de față ar fi fost așa ceva, cu siguranță s-ar fi impus niște condiții restrictive deosebite vis-a-vis de acest COVID-19. Dar am luat legătura cu director de școală, cu director de liceu și am întrebat telefonic și mi-au spus: Amedeo, în momentul de față ne chinuim să strângem într-o clasă de 1-4 sau 1-8, dacă putem realiza să facem o clasă de 27-28 de elevi, suntem mulțumiți. Deci aproape la jumătate. Eu nu cred că în aceleași clase, pentru că clasele sunt la fel în care am învățat și noi, cei 44 de elevi, acum 40 de ani să spun, nu cred că în acea sală de clasă nu pot să stea copiii în așa fel încât să se păstreze acea distanță de care tot ni se spune. Auzim pe televiziunile naționale în fiecare zi reprezentanții guvernului și acelor care ne conduc în acest moment și acelor mai de sus că, domnule, distanțare, să stăm distanțați, să stăm, eu știu, la un metru, la doi. Cred că pentru 25 de elevi, indiferent că e ciclu gimnazial sau de liceu, se putea găsi o soluție să meargă într-adevăr la școală, pentru că este o problemă care, din punctul meu de vedere, cu siguranță efectele se vor vedea mult mai târziu. Dați-mi voie să o rog pe doamna profesoară să ne spună cum vede domnia sa această problemă, pentru că unul lucrează într-o instituție de învățământ, interacționează și cu părinți și cu copii și... Și nu mai sunt mama a doi copii cu vârste foarte diferite, un copil în clasa a patra și o fată în primul an la facultate. Și să știți că mă plimb dintr-o cameră în alta cum pot și chiar în timpul orelor, cum ar veni, să supraveghez, să văd ce se întâmplă acolo și chiar pot să vorbesc și din punctul ăsta de vedere, nu doar ca profesor. Sunt profesor, da, într-un liceu de elită din Piatra Neamț, Liceul de Arte Victor Brauner. Însă nu sunt purtătoarea de cuvânt, cum ați precizat dumneavoastră, voi expune ideile mele și viziunea mea asupra învățământului online. Și vreau să subliniez, înainte de orice, efortul pe care profesorii și părinții îl fac pentru ca acest învățământ să meargă înainte în condiții atât de vitrege. Vă întrerup o secundă. Țin minte că acum vreo lună, două, o colegă de-a mea chiar a scris un material în care a întrebat și chiar ne miram cu toții: cum poți să predai canto online? În condițiile tehnice în care știm cu toții că a preda canto presupune sunet, interacțiune, respirație, etc. Mai presupune ceva. Presupune creativitate din partea profesorului, exact, care va găsi metode pentru a susține ora așa cum online trebuie. Da, chiar și online. Vă rog. Noi ne miram. Păi vă dați seama că noi nu ne-am dorit așa ceva, da, și nu suntem mulțumiți. Facem doar ce se poate în mod optim, în condițiile cu resursele pe care și cum spunea Laurențiu, în campaniile noastre din ultima vreme, cam asta este întrebarea: de ce aș veni să votez atâta timp cât școala este închisă? Nu neapărat fac alte comentarii. Ați închis școlile, noi pentru ce să votăm? Pentru ce să venim într-o școală? Și răspunsul este simplu. Poziția 7, Partidul Puterii Umaniste. Persoane care nu au mai făcut politică, cu viziuni noi, cu energie nouă, cred, pentru că de asta avem nevoie. Și am putea fi un răspuns la această întrebare. Întorcându-mă la învățământul online, pentru că nu am spus tot ce... De fapt, aș vrea să subliniez asta tot. Acest efort susținut al profesorilor și care dau dovadă în această perioadă de creativitate
și al părinților deopotrivă. Iar acolo unde părinții își pierd răbdarea câteodată, vreau să vă spun că în jurul meu sunt familii foarte tinere care au nu doar un copil, au doi și chiar trei copii cu vârste până în 10-12 ani și vă dați seama într-o casă cât de greu le-o fi să gestioneze situația. Dar să ne gândim totuși la un învățător care are o clasă de 30 de copii, pentru că sunt clase cu un număr atât de mare, nu doar de 20 de copii, și care trebuie să dea atenție fiecărui copil în parte, copii cu nevoi de orice altă natură, cu un ritm de învățare deosebit. Deci ar trebui să rămânem pe ideea de echipă, profesor, copil, părinte, și să demonstrăm la sfârșitul acestei perioade că învățământul în România merge și funcționează datorită unor oameni foarte bine pregătiți care reușesc să ducă la bun sfârșit această muncă. Bun. Acum vorbim despre învățământul în România. Chiar dacă lucrați într-un liceu special care are o anumită caracteristică. Vocațional. Da. Totuși, poate vorbim un pic astăzi și despre ce ar trebui schimbat în viziunea partidului pe care îl reprezentați și a dumneavoastră în acest sistem de învățământ. Pentru că toată lumea clamează, dom'le, nu mai avem, nu facem, nu sunt bani în învățământ, nu așa. Până la urmă... Mi-ați ridicat mingea la fileu, cum spune domnul, dacă îmi dați voie. O iau la dublu cu mine, domnule. Dublu mix se cheamă. La dublu mix. Da. Că poate ar fi cazul ca despre educație să nu vorbim doar în termeni economici, și să înțelegem odată pentru totdeauna că educația este cel mai bun program pe care un partid ar trebui să-l aibă, cel mai bun program antisărăcie, antimarginalizare, și că de acolo pleacă tot binele sau răul într-o societate. Și educația ar trebui să fie principala preocupare. A noastră va fi în mod sigur. Și cred că colega mea de la Camera Deputaților, Ionela, a punctat foarte bine acest lucru, vizând aici, așa cum am spus și spunea și dumneavoastră, Partidul Puterii Umaniste. Tot timpul cred că am fost singurul partid care am tras un semnal de alarmă și toți cei cu care ne-am întâlnit și care au intrat în posesia unui flyer electoral au văzut că sloganul nostru este în primul rând pentru educație, pentru cultură și nu chiar în ultimul rând pentru a stopa acele abuzuri. Iar președintele executiv al partidului, domnul profesor, dacă pot spune așa, și avocat Daniel Ionașcu, pentru că mulți dintre telespectatorii care ne privesc mă întrebau pe stradă, domnule, pe cine aveți președinte? Și le spuneam, pe domnul avocat Ionașcu, păi îl știm pe domnul avocat, îl vedem la televizor, îl urmărim cu interes, un politician nou apărut, dar care nouă cel puțin ne dă mare încredere. Și atunci, cred că și prin cuvântul partidului și prin titulatura lui de umanist și umanoist, dacă pot spune așa, suntem mai aproape de ceea ce spunea colega mea, Ionela Cataramă. Pentru că umanismul a avut întotdeauna ca preocupare centrală omul și nevoile lui. A pus întotdeauna valorile umane mai presus de orice, iar omul este scop în sine și nu mijloc, așa cum este cum a fost în ultimii 10 ani în societatea noastră. Și cred că privim societatea ca pe o sumă a indivizilor și că mai trebuie să ținem cont de faptul că fiecare individ trebuie să-și aducă contribuția la bunul mers al societății. De aici să pleacă cu educația, pentru că dacă tu educi de mic un copil să empatizeze cu cei din jurul lui, să caute frumosul și binele, așa va căuta toată viața. Dacă nu îl înveți asta, nu va avea cum să fie nici politician bun, nicio activitate domeniu. Nu va fi exact. Ce trebuie. Și cam ce ar trebui să facem ca să ajungem la nivelul acesta de educație pentru o empatie pozitivă? Cum spuneam, fiecare în domeniul lui să o ia cu pași mărunți și să facă ceea ce a învățat să facă. Noi, spre exemplu, suntem artiști, da? Cred că suntem suntem cei mai potriviți pentru a educa copiii în spiritul artei. Pentru că arta, practic,
sensibilizează, umanizează, îți dă dorință de bine și de frumos. Și noi asta facem. Deci fiecare ar trebui să copie exemplul. Și ca să completez un pic pe doamna profesoară de canto, candidată a Partidului Puterii Umaniste la Camera Deputaților, cred că acest sector, cum spunea, a artiștilor de orice gen, indiferent că sunt în muzică, indiferent, în artă, da. Deci cred că este cel mai afectat sector și o spun în cunoștință de cauză și cu toată responsabilitatea, cred că în momentul de față cu această pandemie a secolului 21, cred că este cel mai afectat sector. Ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni care, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnul Bălănescu, dar și colega mea Ionela, artiști din toate domeniile, îmi spuneau, domnule, sunt din luna martie efectiv șomer, n-am primit absolut niciun ajutor. Ne spuneau că acum două săptămâni ceva încerca guvernul pentru biblioteci, pentru muzee să dea o sumă, dar era o perioadă de 7 zile în care tu trebuie să vii cu niște documente. Efectiv aberante. Ne spuneau, dumneavoastră, eu n-am timp în 7 zile să mă duc să-mi scot un cazier sau ceva, pentru că trebuie să stau la niște cozi sau la o adeverință care era obligatorie acolo de artist sau de un certificat care trebuie să mi-l dea o instituție abilitată, unde coada era de 40-50 de persoane, pentru că la acea instituție nu se dă doar pentru ei aceste certificate. Păi, dacă îmi dai voie, nu este mai bine să conduci roboței decât oameni? Nu este mai bine să lovești în spirit ca să poți acapara societatea? Da. Pentru că, practic, arta se vrea dispărută. O anumită zonă artei se vrea dispărută, pentru că deci este alta promovată cu obstinență, cu foarte mulți bani, care nu mai cum să vă spun eu, să promoveze este valorile umaniste, poate, da, dar nu mai face. Mult, nu face. Mai mult de atât, în perioada asta, nici acea zonă nu cred că... Ba, să știți că acolo se pompează bani grei și avem... Avem, cum să vă spun eu, adevărate concursuri, ca să nu zic cursuri, concursuri de promovare a vulgarității, de promovare da. A păi de asta și educația muzicală, spre exemplu, că se vrea redusă din programa școlară, cred că ar fi cea mai mare greșeală, pentru că putem, da, reorganiza, fără doar și poate programa, avem nevoie de asta, dar să nu scoatem factorul umanizare. Deci noi educăm copiii în școală, nu educăm roboței, să le educăm sufletul, să le educăm mințile, copiii care la rândul lor, când vor crește, ne vor duce și pe noi înainte, să creștem generații care să fie sprijin pentru comunitatea din care provin, așa cum vreau și eu să fiu și așa cum vrem noi să fim, și pentru societate în general. Da, pe flyerele electorale, pe afișele electorale, aveți două lucruri care sar în evidență pe lângă căluțul pe care îl promovați. În mod normal trebuia să am și eu unul poziția pe masă, 7. Dar o să vedem cum facem. Data viitoare. Da. Aducem 3 căluți acum. Aveți două lucruri care atrag atenția. În primul rând, stop abuzurilor. La ce vă referiți când spuneți stop abuzurilor? Da... La ce fel de abuzuri vă referiți? Pentru că ne legăm de ceea ce spuneam acum înainte. Promovarea umanismului, promovarea omului, a persoanei, a frumosului. Care sunt abuzurile la care vă referiți? Sunt de orice natură abuzurile. Da, când am venit cu acest slogan electoral, pentru că până una alta, acesta este un slogan electoral de mare actualitate, vreau să vă spun că stop abuzurilor în orice domeniu. Și vreau să vă spun că trebuie să telespectatorii să știe că abuzuri sunt și în politică, abuzuri sunt și în administrație, abuzuri sunt și în domeniul cultural, și în domeniul sănătății, și în domeniul religios, pentru că, așa cum spuneam și poate e bine să repet, domnul președinte la nivel național, domnul avocat Daniel Ionescu spunea foarte clar, în primul rând, a tras un semnal de alarmă contra abuzurilor care s-au făcut asupra cetățenilor
din toată țara, nu numai neapărat din județul Neamț, deși e bine de știut pentru telespectatorii care ne urmăresc că suntem județul cu cele mai multe biserici și mănăstiri din, cred că din întreaga Europa de Est, dacă nu mă înșel. Și atunci, după părerea noastră, celor din Partidul Puterii Umaniste, a fost un abuz și eu zic că o încălcare a dreptului constituțional aici. Mi-asum ceea ce spun cu toată responsabilitatea în a opri acei oameni care doreau să meargă la biserici, la mănăstiri, atunci când era o mare sărbătoare. Și vedeți și acum, este de mare actualitate ceea ce se întâmplă la Constanța, pentru că pe 30 va fi Sfântul Andrei și acolo era unul din cele mai mari pelerinaje din România, așa cum a fost pelerinajul Sfintei Parascheva și pelerinajul Sfântului Dimitrie de la București, și oamenii sunt opriți să meargă. Eu cred totuși că această opreliște a oamenilor care cred în Dumnezeu și care vin să se roage, să se liniștească poate în această perioadă de cruntă pandemie, după părerea mea și a colegilor mei, în unanimitatea din Partidul Puterii Umaniste, cred că este un abuz. Deci stop abuzurilor va fi și rămâne un slogan și după această campanie electorală. Și noi vom trage tot timpul un semnal de alarmă. Tocmai de aceea am vrut să venim în fața nemțenilor cu elemente concrete a abuzului. Pentru că exact așa cum spunea și dumneavoastră, așa ne spun și oamenii pe stradă. Bun, stop abuzurilor. Dați-mi exemplu de un abuz. Am început emisiunea cu acel proiect de hotărâre în care un interes major al cetățenilor nu se finalizează anul ăsta și probabil că se pierd și banii. Este iarăși un abuz, după părerea noastră. Aș vrea să mai vorbesc, dacă timpul ne permite și fără să fiu nepoliticos față de colega mea, și de acel proiect de hotărâre prin care, tot la inițiativa unui coleg de-al meu, consilier județean, nu din partidul meu, bineînțeles, s-a opus unui proiect de hotărâre de extrem de maximă actualitate și cerință, dacă putem spune așa, de a transfera tehnologie de la Spitalul de la Lezcani, tehnologie ATI, pentru că, așa cum știți, și Dumnezeu să ierte pe cei care au murit în acea catastrofă. Am văzut aseară că numărul s-a dus la 15. Probabil că cei care au fost transportați nu au mai rezistat vis-a-vis de boala care au avut-o. Și Dumnezeu să ierte pe cei care au murit. Să ne rugăm în continuare să dea sănătate domnului doctor, aflat și el în mare suferință acum în convalescență la Bruxelles. Așa cum spuneam și revin cu acel proiect de hotărâre, a fost un proiect de hotărâre de maximă urgență, să pot spune așa, prin care se transfera tehnologie de la spitalul de la Lezcani, un spital care a fost făcut tot din banii nemțenilor, asta trebuie să știe telespectatorii, a fost făcut cu banii nemțenilor la cerințele cele mai actuale, este un spital NATO și iar îmi asum ceea ce spun. E adevărat, e un spital de campanie, dar nu poți face în 2 luni un spital la nivelul spitalelor mari construite, dar un spital care cu siguranță salvează vieți. Ce s-a vrut prin acel proiect de hotărâre? Să se transfere urgent acea tehnologie pentru a împrospăta la Piatra Neamț paturile ATI. Și vreau să vă spun că nu sunt în cunoștință de cauză, nu sunt nici doctor, nici cadru medical, nu sunt nici, și nu vreau să dezvolt mai mult pentru că deja știți cu toții că acolo este o anchetă acum, dar ceea ce s-a vrut doar de a aduce și la a reîmprospăta secția de ATI cu un echipament plătit tot din banii nemțenilor. A fost un proiect de hotărâre și revin iarăși la ceea ce spun noi cei din Partidul Puterii Umaniste, stop abuzurilor. Iar parcă ni se pare un pic un abuz. S-a pus problema așa, domnule, acele echipamente să vină, dar să nu stea mai mult de 6 luni. Păi eu întreb telespectatorii, Doamne ferește, ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț se poate întâmpla și nu ne mai dorim, dar din supra solicitări, din supra și spitalul vechi, care îl știe toată lumea așa cum sunt, instalații electrice sunt cred că de peste 50 de ani, se pot întâmpla nenorociri. Cum pot să vin eu să votez un amendament prin care să spun, nu domnule, după 6 luni le duc înapoi la Lezcani? Păi acele utilaje sunt aduse să salveze vieți. Ele se pot strica în 2-3 luni. Ce să fac? Le iau înapoi după 6 luni și le duc înapoi la Lezcani? Asta s-a înțeles prin acel proiect de hotărâre și aia trebuie să înțeleagă cei din Neamț.
Bineînțeles că noi cei din Partidul Puterii Umaniste n-am fost de acord, eu și domnul consilier al meu, al partidului, Sorin Vacariu, așa cum am spus, suntem doi consilieri de la Partidul Puterii Umaniste, am votat împotriva acelui amendament. Haideți să ne unim o dată pentru totdeauna, indiferent de culoarea politică, și revin la poate ultimul abuz pe care vreau să-l menționez în această emisiune. După părerea noastră a celor din Partidul Puterea Umanistă, acel abuz în pandemia aceasta care ne omoară, de a ține alegerile pe 6 decembrie. Noi știm că nu se mai poate face nimic și de aia ne facem campania în continuare așa cum trebuie. Dar după părerea noastră este un mare abuz, pentru că mă uit în toată Europa, a cărui stat membru suntem și noi în Uniunea Europeană, toți au închis granițele, toți au închis. Mă uitam ieri chiar cu un pic supărare în suflet, pentru că sunt un adept al sportului și vis-a-vis de cultură și aici sportul iară este un aspect în care opreliștile, care pot spune așa, cu acest COVID, se un simt la nivel... pentru menținerea sănătății. Se simt acele opreliști la nivel macro, dacă pot spune așa. Mă uitam, austriecii și francezi închid pârtile de schi pentru luna ianuarie, ceea ce pentru ei însemna, efectiv, cel puțin pentru Austria, cred că PIB-ul național din stațiunile de iarnă și din schi se realizează cel mai mult. Și cu siguranță, cred... Sigur, nu știu, nu pot să fiu acum un prevestitor, să spun așa, dar datorită cazurilor care se vor înmulți, să pot spune așa, cu această vreme în scădere, cu siguranță cred că și în România se va alinia acestor state, Germania, Franța, Italia, așa cum am spus, Austria, au băgat lockdown-ul acesta pentru a crea un stadiu și un teren propice neextinderea acestui COVID. Da, haideți să vă dau și eu un exemplu de un abuz. Citeam acum o știre, mi-a venit pe flux. Deci în România au fost verificate 35.180.666 de măști. Din care, rețineți cifra, 32.997.000, adică 33 de milioane, da? Da? Deci 33 din 35 nu se încadrau în prevederile legale în vigoare. Și întreb și eu, acum, cum să vă spun eu, întreb așa, ca un social-liberal, da? Cum a fost posibil ca în toate marile magazine, în rețele de farmacii, da, în rețele de farmacii să fie comercializate la prețuri frumoase, da? Măști neconforme în proporție de aproape 90% din cele care sunt acolo. Și atunci, eu n-aș mai spune stop abuzurilor, aș spune ăia care au făcut ticăloșia asta să fie puși să lucreze fără mască, într-o secție ATI, în spitale COVID. Toți. Exact. Toți. Și ăsta este un abuz, este un atentat la sănătatea acestui popor, este un atentat la bunăstarea acestui popor, pentru că te obligă pe de o parte să porți măști, dar nimeni nu controlează decât vezi, doamne, că ai ieșit undeva. Dați voie, tocmai sunt amendați oamenii pe stradă, oamenii rămași și fără serviciu și fără, pentru că nu au masca, nu numai că nu au mască, că nu o țin corespunzător. Deci eu am văzut și ea este... exact că opreau oamenii pentru că nu aveau și peste nas, nu era purtată corespunzător. Iar la nivel macro se întâmplă situații de genul acesta. Eu întreb telespectatorii care ne urmăresc și nemțenii în primul rând, deși probabil că ceea ce spuneați dumneavoastră, statistica este la nivel național. Din, da, cei 33, din cele 33 de milioane de măști, cu siguranță probabil să spun că schimbăm o mască sau două pe zi, dacă o schimbăm, să spun așa. Dar 10 milioane de utilizatori tot au fost pentru cele 33 de milioane de măști. Ce ar fi acum ca cei 10 milioane de utilizatori de aceste măști non-conforme, da, cu sănătatea noastră și, bineînțeles, așa cum spuneați,
martorii unui abuz grosolan, dacă pot spune așa. Care va rămâne nepedepsit, mai mult ca sigur. Să dea în judecată. Mai rău. Haideți să vă spun eu. Cei care au constatat asta, adică Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor, a lansat în dezbatere publică un proiect tipic românesc. S-a ascuns rahatul sub preș, da? Exact. Așa, prin care operatorii economici trebuie să comercializeze mărcile care nu sunt nici dispozitive medicale, nici echipamente individuale de protecție. Adică le dă voie să vândă lucruri care nu sunt conforme, da, sub denumirea de acoperitoare faciale de utilizat în colectivitate. Adică se ia una bucată rahat, mirositor urât, și se pune un maț. Și după aceea ni se prezintă la vânzare sub denumirea de acoperitoare facială de utilizat în colectivitate. Deci nu cumpărați acoperitoare facilitare. Și atunci stop abuzurilor, ceea ce spunem noi cei din puterea, din Partidul Puterii Umaniste, social-liberal, cum spunea și colega mea Ionela, da? Noi suntem un partid și nu întâmplător suntem social-liberal, pentru că tot timpul partidul, noi cei din Partidul Puterii Umaniste am fost pentru oameni, am fost pentru demnitate, am avut curajul să spunem în față stop acestor abuzuri și eu vă pun cu siguranță și am credința în fața oamenilor, pentru că de asta și venim în fața lor, nu neapărat prin mediul online care se întâmplă acum, dar faptic o facem prin campania electorală care am avut-o și care o mai continua până pe data de 4-5 decembrie. Vă întreb cu siguranță, oare acești oameni care văd aceste abuzuri vor mai merge la vot să voteze ceea ce au votat până acum? Eu cred că am convingerea și credința și o spun cu mâna pe inimă că sunt oameni care vor înțelege ceva din acest lucru și o să pun un ștampil acolo pe căluț, pe poziția 7, pentru că suntem o opțiune viabilă, iar oamenii care sunt prezenți pe listele Partidului Puterii Umaniste, așa cum îi vedeți, nu avem nimic de ascuns, nu venim numai lideri din, eu știu, din alte părți ale țării și aici iar o să-mi spuneți că, domnule, nu te mai lua de oameni care nu-s din neamț. Nu mă iau de oameni care nu-s din neamț. Eu nu vă spun nimic. E treaba fiecărui partid. Eu sunt cu musca pe căciulă. E treaba fiecărui partid să vină în fața alegătorilor cu oamenii care cred de cuvință că îi vor reprezenta cel mai bine. Dar parcă altfel este să fii reprezentat și să se gândească la tine cu drag și cu suflet unul care a crescut pe străzile orașului acestuia. Și dacă vă uitați pe acest flyer al nostru și pe afișele electorale unde e menționat foarte bine poziția 7 și semnul electoral calul, am încercat și am muncit pentru acest lucru în echipă să avem reprezentanți și din zona Romanului, avem reprezentanți din zona Târgu Neamț, un consilier local al Partidului Puterii Umaniste, avem reprezentanți din zona Bicaz, care e președintele partidului acolo și un om cu state vechi în politică, dacă pot spune așa, avem reprezentanți de pe Valea Muntelui, avem reprezentanți din zona Rosnovului. Am încercat să facem așa un din zona Romanului, de asemenea avem un foarte tânăr economist cu o firmă de contabilitate, cu siguranță o să-i cunoaște și dumneavoastră. Am vrut să facem un preambul, dacă pot spune așa, a alegătorilor pe fiecare zonă, pentru că am mers în campanie și oamenii spuneau, dom'le, ce e ăsta? Partidul Puterii Umaniste, calul. Ce poziție? 7 cu calul. Da, votăm calul, dar cine? Că nu știm pe ăștia. Ne-am dat masca jos, aici e o altă problemă. Să faci campanii cu o mască. După ce ai vorbit 2 minute cu oamenii, această mască e plină de salivă. Eu nu știu unde e sănătatea mea, dar asta este. Mai riscăm încă 7 zile. Și oamenii spuneau, îmi dădeam masca jos, spuneam, uite, domnule, eu sunt Ionela Cataramă, Dulam, Rusu, fiecare care e, doamna avocat Drăgoi, domnul de la Roman, spunea, băiatul ăsta de la Roman parcă știu că lucrează nu știu unde, sau domnul e consilier la Târgu Neamț. Bineînțeles, după ce dădeam masca jos, pentru că vă spun și telespectatorii care ne urmăresc cu siguranță, ne-au văzut și pe stradă. Ne-am întâlnit cu oameni și ne recunoșteau după voce. Spuneam, băi, Amedeo, tu ești, am recunoscut vocea. După masca plină și îmbibată de salivă, n-am cum să te recunosc. Atunci, unde e campania? Când se putea face o campanie în luna martie, aprilie, frumos, să te vadă omul într-adevăr, băi, pe cine votez? Nu votez o mască.
Oamenii acum, domnul Bălănescu și telespectatorii, vor vota niște măști. Niște măști acum, mai buni sau mai frumoase, ca să spunem așa. Făcând o glumă de 30 de ani, votăm numai măști. Numai asta votăm. Votăm numai măști. Poate că acest COVID va scutura un pic oamenii și atunci în cabina de vot, când nu vor fi să nici cu mască, nici de masca. Poate vor, se vor îndrepta un pic și pentru oameni care vor ceva să facă. Vă rog să fiți de acord cu mine, să o lăsăm pe doamna profesoară să încheie această emisiune. Și cu scuzele de rigoare la telespectatori dacă am vorbit prea mult, dar Ionela mă cunoaște deja de 2 luni de zile și cred că mi-acceptă scuzele. Da, pentru că colaborăm foarte bine și pentru că suntem un grup foarte, foarte închegat. Bun. Ciudat. Eu vreau doar să mai răspund la o întrebare care mi-a fost adresată în ultima vreme, o fac oficial. Așa. Și să spun de ce am intrat eu în politică, pentru că eu sunt cunoscută ca o persoană rezervată, chiar timidă, și vreau să spun că am luat această decizie pentru că consider că am vârsta potrivită și o experiență de viață îndeajuns de bogată care să-mi permită să mă pun în slujba comunității din care fac parte. Pentru că a intra în politică, de fapt asta vrea să însemne, să te pui în slujba prietenilor, colegilor, vecinilor, copiilor, societății din care provii. Vă mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. La dânsii este foarte simplu, aveți un semn electoral ușor de ținut minte. Deci, poziția 7. Votați calul, poziția 7, pe toate buletinele de vot, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Peste aproximativ 10 minute vom intra într-o altă emisiune și cu un alt reprezentant al unui partid. Rămâneți, pentru că se anunță o emisiune destul de interesantă și contundentă, ca să spun așa. Ne oprim aici, vă mulțumim frumos. Mulțumim. Numai bine.